Bună, dragii mei, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți, ca Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, Duhul Dumnezeului cel preanalt, Duhul celui veșnic să vă învăluie într-un mod foarte personal, ca tu să poți înțelege, ca tu să poți înțelege vocea sa, cuvântul său, gândul său. Îți imaginezi? Noi trăim într-o lume plină de îndoieli, de frici, de teroare. Noi trăim într-o lume de amenințări. Și vocea diavolului este o voce de amenințare, de îndoială, de frică, de teroare. Fie că el folosește persoane apropiate de noi, cum folosește de asemenea vecini, prieteni și chiar și necunoscuți, pentru a semăna teroarea. Pentru că semănând teroarea, el seamănă îndoiala. Semănând îndoiala, el seamănă slăbiciune. Persoana rămâne nesigură. Ea nu mai știe ce să facă, rămâne împărțită. Mintea ei rămâne împărțită. Și atunci este greu să se decidă da sau nu. E da sau e nu? E sau nu e? Atunci vine acel jumi-juma, dar vocea Domnului este puternică. Vocea Domnului este puternică. Vocea Domnului este sensibilă, dar puternică. Ea nu lasă nicio îndoială. E da sau e nu? Nu ai cum să fugi de una din aceste alternative. E da sau e nu? Atunci când noi auzim vocea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, sufletul nostru se liniștește, se supune acelei voci. Sufletul rămâne calm, se liniștește. E foarte tare asta. Este ceea ce spune textul sfânt. Vocea Domnului este puternică. Este puternică, extrem de puternică. Imaginează-ți. Când Duhul Sfânt a spus să fie lumină și a fost lumină, lumina s-a făcut prezentă, să fie pământ, să fie asta, să fie cealaltă și totul s-a făcut. De ce? Pentru că atunci când Dumnezeu vorbește, dragul meu, draga mea, când Dumnezeu vorbește, se întâmplă. Se întâmplă. Poți fi sigur că se va întâmpla. Mai devreme sau mai târziu, se va întâmpla. În timpul lui se va întâmpla. În momentul lui se va întâmpla. Atunci, când noi auzim vocea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, vine aceea siguranță, aceea liniște, pacea. Se liniștesc lucrurile. Și este acest lucru pe care eu îl cer lui Dumnezeu ca să vorbească cu fiecare dintre noi, cu tine, cu mine, cu noi toți. De ce? Pentru că atunci când el vorbește, se întâmplă.
pentru că vocea lui este puternică. Acum, este cum am menționat, vocea lui, chiar dacă este puternică, extrem de puternică, ea este foarte suavă, subtilă. Persoana trebuie să fie atentă. Persoana trebuie să rămână oarbă ca să nu mai vadă nimic, doar să audă. Ca și cum nu ar mai avea gust, nu ar mai avea miros, nu ar mai avea ochi, nu vede nimic. Ea doar are auz, urechi. Ca și cum ea ar avea doar urechi și mai nimic. Atunci când persoana doar are urechi, auz pentru Dumnezeu, ea aude și lucrurile se întâmplă în viața ei. Pentru că vocea lui Dumnezeu nu lasă îndoială. Vocea lui Dumnezeu îndepărtează anxietatea, frici, îndepărtează nesiguranțe, îndepărtează orice voce din această lume a infernului, fie de unde o veni. Pentru că vocea Domnului este puternică. Aleluia! Vocea Domnului este puternică. Spune aici, vocea Domnului este puternică. Vocea Domnului este plină de maiestate. Tu trebuie să auzi vocea Domnului. Așa cum Moise față în față, Dumnezeu a vorbit cu Moise față în față. Imaginează-ți gloria, puterea, măreția, maiestatea care era acolo în fața lui Moise. Și el auzind aceea voce puternică. Și poate tu spui așa, dacă eu aș putea să fiu în pielea lui Moise, măcar un minut, o secundă. Foarte bine. Tu nu ai avea nevoie să fii acolo pe muntele Sinai pentru a vedea fața lui Dumnezeu sau să vezi sau să te bucuri de vocea lui. Tu poți să ai vocea celui preanalt acolo și acum, exact acum în acest moment. Când tu astupi urechile tale, auzul tău pentru vocile din această lume, pentru vocile de frică, de teroare, vocea care spune, eu mă voi omorâ, tu te gândești, Doamne, și acum? Nu fi trist, nu. Încrede-te, pentru că vocea lui Dumnezeu tace această amenințare satanică. Știi aceea voce care rămâne în mintea persoanei, uite, nu mai ai șansă, mai bine mori odată, termină cu asta că vei odihni, minciună. Totul este o minciună. Totul este o minciună. Diavolul nu are putere pentru a lua viața nimănui. Nimănui. De aceea el spune, el sugerează, omoară-te ca să termin cu această problemă. Dar tu nu trebuie să te omori, să-ți iei viața ca să termin cu problema ta. Tu poți să scoți problema ta pentru a începe să trăiești o viață nouă. Știi când? Când tu auzi vocea lui Dumnezeu. Dar cum, domn episcop, Dumnezeu va vorbi cu mine, sunt o persoană păcătoasă, pierdută? Dumnezeu vorbește cu toți. Iisus a vorbit cu o femeie care a fost surprinsă în adulter. Iisus i-a zis, femeie, unde sunt acuzatorii tăi? Nimeni nu te-a acuzat? Și Iisus a spus, nici eu nu te acuz. Doar el avea autoritate pentru a acuza, pentru a judeca. Și el a spus, nici eu nu te judec. Du-te, mergi în pace, dar nu mai păcătui. Uite, ce glorie să auzi cuvântul acesta, deja... ți-ai imaginat? Dragul meu, draga mea,
Dumnezeu vorbește cu tine acolo, acum tu care ești terorizat, terorizată de amenințări satanice, satanice, cu adevărat satanice. A, eu te voi omorâ, a, cu tare a făcut o vrăjitorie pentru tine, acela a făcut ceva împotriva ta, a aruncat ceva de la cimitir acolo pe birou tău, acolo unde tu ești în casă, vrea să-ți distrugă familia, căsnicia. A, să nu dai auz, că dacă tu dai auz și crezi, este ca și cum tu ai spune amin pentru diavol. Dacă tu nu dai auz, nu crezi și spui nu, gata. E da sau e nu? Când tu te plângi, când tu reclami, când noi reclamăm, murmurăm, ne plângem, noi spunem, a, satana are avantaj în viața mea. Dar când tu rămâi ferm și te menții ferm în cuvântul lui Dumnezeu, eu sunt cu tine. Eu sunt cu tine. Dumnezeu însuși spune, nu te teme, viermișorule, eu sunt cu tine. Pentru văduvele singure, el spune, eu sunt soțul tău, pentru cine nu are nici mamă, nici tată, pentru că au fost aruncați în această lume fără orice fel de considerație, el spune, eu sunt tatăl tău. El e cu tine, dragul meu, draga mea. Dar ca această voce să se proceseze în viața ta, tu trebuie să spui amin. Tu trebuie să fii de acord cu el. Tu trebuie să fii de acord cu el. Când tu te pui de acord cu Dumnezeu, atunci se întâmplă. Cuvântul se materializează, cuvântul său se materializează în viața ta, este vocea Duhului Sfânt. Este clar că atunci când tu vei fi botezat cu Duhul Sfânt, care este pecetea Duhului Sfânt, tu știai? Duhul Sfânt e pecetea lui Dumnezeu în noi. E pecetea lui Dumnezeu, este garanția lui Dumnezeu, este arvuna lui Dumnezeu. Tu știai despre asta? E, așa este, dragul meu, draga mea. Dumnezeu, în persoana Duhului Sfânt, face ca vocea lui Dumnezeu, vocea lui Dumnezeu, să fie puternică în interiorul tău. Ah, ce minunăție! Noi primim pace. Spre exemplu, în acest moment, în acest exact moment, moment exact în care noi vorbim, eu am siguranță, dar atât de sigur cum Dumnezeu există, că sunt persoane care beau din aceste cuvinte ca și cum niciodată nu ar fi pus o picătură de apă în gură. Atunci, acum, sufletele lor sunt săturate, umplute și tu te simți foarte bine. Foarte bine, dragul meu, draga mea. Imaginează-ți când Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine. Imaginează-ți când Duhul lui Dumnezeu te va pecetlui. Într-adevăr, El este arvuna lui Dumnezeu în noi. Tu știai de asta? E? Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt ca o arvună, ca o garanție că El este cu noi. O garanție că El este cu tine. Dar eu nu am primit Duhul Sfânt încă, domn episcop. Eu caut, eu meditez, inclusiv din această sâmbătă la miezul nopții, noi vom începe postul lui Daniel, din această sâmbătă. Atunci, dacă tu
vrei să te scufunzi în marea Duhului lui Dumnezeu, tu vrei să fii potolit, potolită cu prezența lui Dumnezeu, să ai vocea lui Dumnezeu 24 de ore pe zi pentru restul vieții tale, acolo în interiorul tău, Duhul lui Dumnezeu vorbind, învățând, orientând, conducând, tu vei avea o viață extraordinară. Acum ascultă cu atenție. Ca să ai Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, eu aș spune, este premiul pentru cei care luptă pentru a-L avea în interiorul lor. Este același lucru. Mântuirea este un premiu pentru cei aleși ai lui Dumnezeu. Pentru cei aleși ai lui Dumnezeu. Și acest premiu nu este dat așa în stânga și în dreapta. Acest premiu doar este dat pentru cei care luptă, care înfruntă dificultăți, care sunt în mijlocul furtunilor, dar se încred, cred, au încredere și se dăruiesc vocii lui Dumnezeu. Atunci, da, Duhul Sfânt vine. El vine peste aceea persoană, pentru că El este Duhul adevărului. Acum, pentru că El este Duhul adevărului, tu trebuie să lași minciuna, tu trebuie să abandonezi minciuna, tu trebuie să abandonezi înșelăciunea, tu trebuie să abandonezi viața greșită pe care ai trăit-o. Pentru că dacă tu te îndrepți spre un, te înclini pe, spre un lucru greșit, adică dacă tu continui să faci lucrurile greșite pe care le-ai făcut și au făcut din viața ta această viață atât de, de mediocră pe care tu ai trăit-o, atunci dacă tu urmezi un drum greșit, vei ajunge într-un loc greșit, tu vei da greș. Dar dacă tu vei urma un drum corect, vei face ceea ce este corect, ceea ce este just, să lași lucrurile greșite pe care tu știi, tu știi care sunt și vei începe să faci ce e corect, atunci tu te vei întâlni cu Domnul care îți va da Duhul Său, Duhul adevărului. Atunci da, tu vei avea Duhul Sfânt. Nimeni nu poate primi Duhul adevărului dacă va continua în minciună, în înșelăciune, în falsitate, în trădare, în fine, tu știi ceea ce vreau să spun. Dar faptul este că atunci când persoana primește Duhul Sfânt, El este garanția, este arvuna, este pecetea lui Dumnezeu în noi. Este arvuna lui Dumnezeu în noi. Foarte tare asta, nu? El este garanția. Eu sunt cu tine. Duhul Sfânt este persoana care ne garantează aici în interiorul nostru că e cu noi. Cum ne garantează? Prin vocea Lui. Și vocea Lui este puternică ca tu să reziști îndoielilor, fricilor, să reziști acestei lumi rele, să reziști a ceea ce este greșit. Ai înțeles, dragul meu, draga mea? Când noi auzim vocea lui Dumnezeu, a, ce minunăție! Atunci, gata, poate să vină toată lumea împotriva noastră, nu contează. Vocea Lui este cea care rămâne în picioare în interiorul nostru. Vocea Domnului este puternică pentru a schimba viața noastră, pentru a schimba viața oricui dorește. Tu vrei? Întoarce spatele vocilor acestei lumi. Este ceea ce vom face din această sâmbătă, seara, în postul lui Daniel. Noi vom închide auzul, vom astupa auzul și ochii pentru ceea ce se întâmplă în lume. Știri, bârfe, rețele de socializare, distracțiile, pentru că tot ceea ce noi vedem în jurul nostru sunt zorneitoarele diavolului care zornesc doar
ca noi să nu dăm atenție vocii puternice a lui Dumnezeu. Dar să știi, când tu vei auzi vocea lui Dumnezeu, aceea voce îți dă siguranță. Poate să nu creadă nimeni în tine. Poți să fii ultima din creaturile din această lume. Dar tu știi că cine este cu tine este mai mare decât tot ceea ce este în această lume. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți și pe mâine, numele Domnului Iisus. Amin.